Logice, este vorba de un cod galben care a intrat în vigoare de azi și se manifestă până în data de 15 a 3. Este vorba de creșteri ale nivelului fluviului Dunărea. Dacă aceste creșteri sunt cumulate și cu precipitații intense, atunci putem avea anumite situații de urgență generate de inundații. Până în momentul de față nu avem decât 500 de hectare de teren agricol inundate în zona Ciobanu-Gârliciu. Meteorologii au publicat o avertizare de ploi abundente și vânt puternic în toată țara, iar pentru regiunea Dobrogei, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare hidrologică de inundații. Potrivit specialiștilor, sectorul fluvial Cernavodă-Hârciova va fi cel mai afectat de ape și este atent monitorizat de autoritățile județene.